Bună ziua! În ședința de guvern de astăzi, guvernul condus de domnul prim-ministru Ludovic Orban a adoptat mai multe acte normative necesare pentru trecerea de la starea de urgență la starea de alertă, acte normative în domeniul sanitar, social și economic, care vor fi prezentate în cele ce urmează, după cum urmează. Doamna viceprim-ministru Raluca Turcan, proiectul de act normativ privind măsurile în domeniul sanitar, social și economic care sunt prelungite de pe perioada stării de urgență pentru perioada următoare. Domnul ministru al Afacerilor Interne, Marcel Vela, va prezenta actul normativ cu privire la modificarea Ordonanței 21/2004 privind modul de organizare și funcționare al Comitetului Național pentru Situații de Urgență, precum și alte acte normative în domeniul Ministerului Afacerilor Interne, și de asemenea domnul ministru al Economiei, domnul Virgil Popescu, va prezenta ordonanța de urgență pentru modificarea legii energiei electrice și a gazelor cu privire la principalele prevederi care au fost adoptate în această ședință de guvern. Dau cuvântul pentru început doamnei viceprim-ministru Raluca Turcan. Vă rog, doamna viceprim-ministru. Bună ziua! Astăzi, guvernul a adoptat o ordonanță de urgență pentru prelungirea unor măsuri de sprijin pentru oameni și companii după perioada stării de urgență. Aceste măsuri se vor aplica pentru o perioadă limitată de timp și doar în unele domenii pentru care se vor menține restricții, acestea vor merge în paralel cu măsurile active de relansare a economiei și de sprijin țintit pentru categoriile vulnerabile. Aceste măsuri sunt pe mai multe domenii și le voi prezenta succint pe fiecare domeniu în parte. Așadar, pentru protecție socială, guvernul a decis astăzi prelungirea șomajului tehnic până la data de 1 iunie 2020, cu posibilitatea menținerii acestei forme de sprijin în domeniile care vor fi în continuare restricționate în funcție de evoluția situației epidemiologice. Vorbim deopotrivă despre angajați cu contracte individuale de muncă, dar și despre profesii liberale, PFA și alte categorii de profesioniști. Intenția noastră declarată este așadar să acordăm această formă de sprijin și în paralel, începând cu data de 1 iunie, să venim cu măsuri active, măsuri active care pe partea de angajați să includă inclusiv suportarea unei părți din salariu pentru cei care se întorc din șomaj tehnic sau care intră pe piața muncii. De asemenea, va mai fi prelungită măsura de acordare de zile libere plătite pentru părinți pe perioada suspendării cursurilor anului școlar, adică până pe 12 iunie 2020. Companiile și instituțiile publice cu un număr mai mare de 50 de angajați vor avea obligația de a stabili programe individualizate de muncă, astfel încât între salariați să se asigure existența unui interval de o oră de la începerea și terminarea programului pe o perioadă de 3 ore. În felul acesta, în locurile unde există aglomerări foarte mari, încercăm să creăm o departajare a fluxurilor de oameni, tocmai pentru a proteja sănătatea acestora. Am prelungit până la 31 mai 2020 acordarea unor drepturi de asistență socială pentru cei care se află în plată în momentul acesta. Și vorbim despre concedii și indemnizații pentru creșterea copilului, pentru îngrijirea copilului cu handicap sau pentru acomodarea în cazul încredințării copilului spre adopție. În domeniul sănătății, cele mai importante măsuri sunt legate de faptul că se vor aloca sume suplimentare pentru decontarea cu prioritate a concediilor medicale acordate persoanelor aflate în carantină și persoanelor infectate cu COVID. Aceasta este o problemă care a apărut și care necesită o rezolvare prin prelungirea măsurilor deja luate pe perioada stării de urgență.
Consultațiile medicale acordate de medicii de familie și în ambulatorul de specialitate vor putea fi în continuare acordate la distanță, utilizând orice mijloace de comunicare și, de asemenea, se va putea face decontarea acestor servicii fără folosirea fizică a cardului de sănătate. Serviciile medicale și medicamentele pentru tratarea COVID-19 se acordă tuturor persoanelor de pe teritoriul României, și celor asigurați și celor neasigurați. În plus, serviciile medicale acordate în unitățile de asistență medicală primară și în ambulatoriul de specialitate se vor deconta la nivelul activității efectiv realizate. Adică, în situație de creștere a numărului de spitalizări, de solicitare de servicii medicale, dacă va fi nevoie să suplimentăm aceste sume, atunci avem cadrul legal pentru a le suplimenta și serviciile să fie decontate la nivelul efectiv realizat. În educație. În educație astăzi am făcut un pas extrem de important pe o problemă despre care au vorbit guverne la rând, dar pe care niciun guvern nu a realizat-o până la guvernul Orban. Și vorbim despre transportul gratuit pentru elevi. Astăzi, prin ordonanța de urgență, am decis ca operatorii de transport să asigure transportul gratuit al elevilor sub sancțiunea încetării contractelor, fie de delegare a serviciului public de transport sau chiar a retragerii licenței de traseu în cazul transportului interjudețean. În felul acesta, sute de mii de copii, care până acum erau văduviți de un drept fundamental, și anume de educație gratuită, de calitate, dar și de siguranță a vieții personale, au primit o mână de ajutor din partea guvernului Orban. Cum se derulează acest proces? Licențele au fost prelungite, consiliile județene preiau aceste licențe sau contractele de servicii publice cu operatorii de transport și au obligația să pună această condiție ca aceștia să realizeze transportul gratuit. Alte prevederi care privesc domeniul educației sunt legate de probele orale de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, de asigurare a finanțării de bază per elev pentru copiii din învățământul privat autorizat. Pentru că aici exista o situație în care furnizori privați de servicii educaționale în curs de acreditare și în situație de autorizare nu beneficiau de această finanțare per elev, iar pe perioada de criză au fost profund afectați și în felul acesta, cât timp suntem în stare de alertă, ei vor primi această finanțare per elev. Au mai fost adoptate măsuri legate de organizarea examenului de definitivat, de grad didactic 2 și de asemenea de concursuri pentru ocuparea catedrelor din învățământul preuniversitar. În domeniul fiscal, guvernul a decis astăzi ca asociațiile și fundațiile care achiziționează medicamente, echipamente de protecție sau alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare să fie scutite de TVA în condițiile în care aceste bunuri sunt utilizate în combaterea COVID-19 sau când sunt donate unor entități care le folosesc în aceste scopuri. Măsura este limitată în timp până la 1 septembrie 2020 și nu necesită aprobări din partea Comisiei Europene. În domeniul cultural, am făcut de asemenea un mare pas înainte, ținând cont că industria de spectacole a fost foarte grav zdruncinată de această criză sanitară și am introdus o serie de reglementări menite să o susțină. Am instituit în felul acesta posibilitatea refolosirii biletelor deja achiziționate și transformarea acestora pentru același spectacol amânat pentru o altă dată sau în cazul în care nu mai este posibilă amânarea spectacolului pe bază de vouchere pentru alte evenimente culturale organizate de către cei care au vândut aceste bilete.
Dacă pe parcursul unui an de zile aceste bilete nu au putut fi folosite, atunci se va realiza o returnare a banilor pentru cei care le-au achiziționat. De asemenea, pentru veniturile impozabile obținute de către cei care activează în industria de evenimente, acestea vor fi plătite la momentul realizării veniturilor. Sunt măsuri care au fost luate în toate țările europene, măsuri care sprijină țintit domeniul cultural. Aș mai spune că în domeniul economic am realizat prelungirea termenului de eliberare a certificatelor de situație de urgență până la data de 31 mai. Aceste certificate de urgență vor fi folosite în continuare pentru sprijinirea domeniului economic și a angajatorilor. Va fi prelungită de asemenea până la data de 15 iunie 2020 posibilitatea de eliberare a solicitărilor pentru amânarea ratelor celor care se află în imposibilitatea plății acestor rate. Aș încheia spunând că până la data de 15 iunie 2020, instituțiile de credit vor evalua aceste cereri de suspendare a ratelor și în același timp, pe perioada stării de alertă, se interzic deconectările consumatorilor de la rețeaua de gaz, electricitate, apă, canal și salubritate. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna viceprim-ministru. Îl invit pe domnul Virgil Popescu, ministrul economiei, pentru a vă prezenta principalele prevederi adoptate astăzi în domeniul energiei electrice și a gazelor naturale prin modificarea legii care reglementează acest domeniu. Vă rog, domnule ministru. Bună ziua! Înainte de a trece la legea energiei electrice și a gazelor naturale, aș vrea să fac să mai adaug un pic la ce a spus doamna vicepremier. Dacă vorbim de certificatele de situații de urgență, acestea se vor elibera luând în calcul ca referință și luna mai, deci avem luna martie, aprilie și mai și perioada de eliberare de către Ministerul Economiei, Energiei și a Mediului de Afaceri. Am colerat-o cu perioada în care se pot eșalona ratele la credit, adică 15 iunie. Deci 15 iunie este termenul final pentru eliberarea certificatelor pentru situații de urgență. Revenind la energia electrică, astăzi am adoptat o ordonanță, zic eu, foarte importantă. Nu facem multe modificări, dar acelea pe care le facem sunt de substanță. Practic, creăm posibilitatea Autorității Naționale de Reglementare în Energie Electrică de a putea reglementa începând cu a doua perioadă a anului, 1 iulie 2020 până la 31 decembrie 2020, îi creăm această posibilitate să reglementeze prețul în așa fel încât acesta să scadă și eu sunt foarte, foarte optimist că vom avea o scădere de preț de cel puțin 1-2% pe tarifele reglementate. De ce am făcut acest lucru? Practic, în urma unor procese aflate în instanță, anumite ordine ale Autorității Naționale au fost suspendate și era nevoie de o intervenție legislativă în așa fel încât, practic, calendarul de dereglementare pe care l-am negociat Comisia Europeană și anume de la 1 ianuarie 2021, liberalizarea prețului la energie electrică, să poată fi implementat. A doua modificare foarte importantă este o modificare pe care noi liberalii am avut-o și o avem în programul de guvernare, aceea de a stimula investițiile noi în energia, în producția de energie electrică. Și una din barierele care erau în calea începerii investițiilor noi în energie electrică era acea obligativitate a tuturor de a vinde prin piața centralizată, prin piața OPCOM a energiei electrice. Practic, niciun investitor mare, serios, nu putea să vină să investească miliarde de euro în România și să nu-și poată finanța investiția bancar cu contracte de vânzare anticipată, acele contracte de tip Power Purchase Agreement. Practic, am adoptat astăzi
noi articole la energie electrică și a gazelor, la legea energiei electrice și a gazelor naturale, care practic permite derogare pentru investițiile noi care vor fi puse în funcțiune după data de 1 iulie 2020, această posibilitate de a nu fi obligate să tranzacționeze energia electrică pe bursa OPCOM. De altfel, regulamentul 943, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2020, permitea deja acest lucru, dar intră în incidență cu legea energiei electrice și a gazelor naturale. Practic am adoptat și am pus în acord cu regulamentul 943 investițiile noi și producătorii de energie electrică care își creează capacități de producție a energiei electrice noi în România. Practic, aceste două măsuri, una dintre ele va avea ca efect reducerea prețurilor la energie electrică cu data de 1 iulie și cealaltă va stimula, începând tot cu data de 1 iulie, investițiile noi în producția de energie electrică în România. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. În continuare, ministrul afacerilor interne, domnul Marcel Vela, vă va prezenta principalele prevederi adoptate astăzi în ședința de guvern privind modul de organizare și funcționare al Comitetului pentru Situații de Urgență pe perioada stării de alertă, precum și alte acte normative care sunt în competența Ministerului Afacerilor Interne. Mai multe detalii vă va oferi domnul ministru Marcel Vela, pe care îl invit să vi le prezinte. Vă rog, domnule ministru. Bună seara! Pentru început aș dori să vă prezint ordonanța de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative cu incidență în domeniul managementului situațiilor de urgență și al protecției civile. Urgența adoptării acestui proiect ține cont de faptul că în 15 mai încetează efectele decretului prezidențial numărul 240 din 2020 de prelungire a stării de urgență pe teritoriul național. În acest context, obiectivul pentru care acesta a fost instituit de refacere a stării de normalitate provizorie trebuie urmărit în continuare, dat fiind că pericolul de răspândire a noului coronavirus există în continuare. Astfel, prin prezentul proiect de act normativ, propunem modificarea unor acte normative cu incidență în domeniul managementului situațiilor de urgență și a protecției civile, cum sunt ordonanța de urgență a Guvernului 21 din 2004, respectiv ordonanța de urgență a Guvernului 1 din 2014. În principal, sunt câteva modificări și completări. Vă rezum proiectul doar la câteva, cum ar fi definirea stării de alertă. Astfel, aceasta reprezintă răspunsul la o situație de urgență de amploare și intensitate deosebite, determinate de unul sau mai multe tipuri de risc, constând într-un ansamblu de măsuri cu caracter temporar, proporționale cu nivelul de gravitate manifestat sau prognozat al acesteia și necesare pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor iminente la adresa vieții, sănătății persoanelor, mediului înconjurător, valorilor materiale și culturale importante ori a proprietății. De asemenea, în această ordonanță reglăm mecanismul de declarare, prelungire și încetare a stării de alertă la nivel local, județean sau național, prin hotărâri ale comitetelor pentru situații de urgență, fiind stabilite și criteriile care trebuie analizate pentru fundamentarea unor astfel de decizii, precum amploarea, densitatea și infrastructura existentă în zonă. Sunt aduse clarificări în ceea ce privește conținutul hotărârilor comitetelor pentru situații de urgență, care trebuie să cuprindă inclusiv măsuri pentru creșterea capacității de răspuns, asigurarea rezilienței comunităților și diminuarea impactului tipurilor de risc, condițiile concrete de aplicare a acestor hotărâri și destinatarii măsurilor. Comitetul
național va funcționa sub conducerea nemijlocită a primului ministru în calitate de președinte și va avea 3 vicepreședinți în persoana ministrului afacerilor interne, ministrului lucrărilor publice, având în vedere că la nivel județean și președinții consiliilor de județene fac parte din Comitetul Județean pentru Situații de Urgență ca și vicepreședinți și secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență. Totodată am mai inclus membrii în acest comitet, cum sunt inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sau directorul general al Direcției Generale de Management Operațional din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Așadar, în baza acestei noi ordonanțe, în această seară se va convoca prima ședință în noua formulă și în noua denumire Comitetul Național pentru Situații de Urgență. În continuare, aș dori să vă mai aduc la cunoștință un act normativ extrem de important, extrem de așteptat, ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului numărul 114 din 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative, cât și prorogarea unor termene. Această ordonanță face un act de dreptate și dacă la vremea respectivă predecesorii mei ar fi aplicat legea așa cum trebuia, astăzi nu era nevoie să adoptăm acest act normativ. Așadar, ordonanța de urgență adoptată astăzi în ședința Guvernului României asigură punerea în aplicare a efectelor juridice ale deciziei în alte curs de casație și justiție și prin ea, prin această ordonanță de urgență, se vor recalcula drepturile salariale pentru polițiștii care au un salariu lunar mai mic decât nivelul maxim aflat în plată, pentru fiecare funcție, grad, treaptă, gradație, vechime în funcție sau în specialitate, dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții. Această ordonanță mai modifică prevederile ordonanței de urgență a Guvernului numărul 114 din 2018, cu modificările și completările ulterioare, care limitează în prezent valorile drepturilor salariale la nivelul acordat în decembrie 2018, respectiv în decembrie 2019, decizii care sunt anterioare deciziei numărul 51 din 2019, decizia în alte curs de casație și justiție. Totodată, prin această ordonanță, Guvernul României, Guvernul Ludovic Orban, asigură susținerea financiară a impactului generat de aplicarea efectelor deciziei numărul 51 din 2019, fiind eșalonată plata drepturilor recalculate și datorate pentru ultimii 3 ani. Din punct de vedere tehnic, ordonanța de urgență a Guvernului vizează următoarele date. În medie, un polițist în activitate poate beneficia de o creștere lunară de până la 400 de lei în sumă brută, în funcție de situația particulară a fiecăruia. Prin raportare la elementele vizate de către această ordonanță de urgență, înregistrăm un număr de aproximativ 68.000 de polițiști pentru care acest act face dreptate, cu privire la cuantumul sporului de fidelitate, un număr de 18.000 de cadre pentru cuantumul sporului pentru absolvirea instituțiilor de învățământ superior și aproximativ 6.000 de polițiști pentru cuantumul sporului de pericol deosebit. Totodată, prin această ordonanță pentru a regla și adapta financiar implementarea ei, s-a stabilit un termen pentru executarea acestor plăți restante anterioare venirii la guvernare a actualului guvern și stabilește modalitățile concrete de efectuare acestora pentru asigurarea predictibilității cheltuielilor bugetare, pentru că, așa cum știți, bugetul l-am găsit, cum ați fost anunțați la vremea respectivă, în noiembrie anul trecut, de către Ministrul de Finanțe.
În concluzie, în următoarea perioadă voi emite norme metodologice pentru aplicarea acestui act normativ. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea principalelor prevederi adoptate în ședința de guvern de astăzi. Acestea au fost principalele proiecte de ordonanță de urgență care au ca obiectiv reglementarea situației pentru perioada următoare, când se va institui starea de alertă și trecerea României de la starea de urgență la starea de alertă. Obiectivul principal al acestor prevederi este de a asigura cadrul legal pentru a apăra viața și sănătatea românilor în această perioadă. Vă mulțumim pentru atenție. O zi bună în continuare!